Bună dimineața și bine v-am pregăsit la un nou video. Astăzi vreau să vorbesc puțin despre cum a închis săptămâna Bitcoin și dacă Bitcoin va deveni mijloc de plată în Arizona. Arizona fiind un stat din cele 50 de state ale Statelor Unite. Pe lângă asta, vreau să vorbesc despre cum se va întâmpla ca toată lumea companii, persoane fizice vor intra în FOMO să acumuleze Bitcoin și eu o să intru în, într-o într serie de tweet unde cineva explică chestia asta foarte, foarte bine. Haideți să vedem graficul. Avem aici graficul de Bitcoin, care arată destul de interesant. Spuneam ieri că dacă închide pe verde a, săptămâna precedentă, ce mai probabil se creează o probabilitate ca prețul să continue să o ia în sus, adică să fie și săptămâna aceasta pe verde. Dar asta nu este o regulă. Și atunci, dacă săptămâna aceasta nu vedem ca Bitcoin să depășească 38.800 de dolari și să vedem un verde în zona aceasta, putem să ne gândim și la posibilitatea de a, de a continua trendul în direcția pe care deja o vedem, adică în jos. Atâta timp cât prețul este în zona aceasta, adică va face zigzag în direcția asta, suntem safe. Dacă prețul va pica sub ultimul low, sub 33.000 de dolari, cu, împreună cu un volum foarte puternic, atunci putem să ne îngrijorăm. Deocamdată suntem safe. Rămâne să vedem ce se va întâmpla în săptămâna care va urma. Arizona, un senator din Arizona a propus ca Bitcoin să devină mijloc legal de plată, adică exact ca și dolarul să fie și bitcoin în acest stat. Exact cum a făcut și El Salvador. Vă dați seama că acest senator este foarte, foarte ambițios și nu știu, părerea mea este că din punct de probabilitatea să se întâmple chestia asta într-un stat din America este foarte mică. Doar dacă acest senator are o susținere politică foarte mare, adică are un um, electorat plin de fani cripto. Acum rămâne de văzut ceea ce se va întâmpla, dar chestia asta este să zic un, um, un lucru pozitiv pentru piața de criptomonede și pentru Bitcoin în general. Și dacă vreodată se va întâmpla acest lucru, va crea. Un precedent ca și alte state din Statele Unite să adopte Bitcoin ca mijloc legal de, de plată. Nu este imposibil, după cum știți, în 2018 California a legalizat uh, marijuana, uh, în 2019 New York și din ce în ce mai multe state încep să legalizeze uh, acest tip de recreere acest, acest pentru, pentru unele persoane și înainte să se întâmple chestia asta era un challenge și era ceva imposibil și uite că s-a întâmplat. Când vine vorba de Bitcoin e un pic mai diferită situația, dar mă bucur pentru această inițiativă și sper să reușească. Max Kaiser are, Kaiser are o teorie cum că în următoarele 6 luni o altă țară din America Latină va adopta bitcoin. Și probabil. Ideea este că țările din America Latină sunt suficient de educate încât să, să înțeleagă ce aceste Bitcoinul, și suficient de um, dependente de dolar încât să o facă. Și atunci dacă el Salvador se dovedește în timp ca decizia. CEO-ului El Salvador să fie una bună, cel mai probabil uh, și alte țări din America Latină vor legaliza Bitcoin ca și mijloc legal de plată. S-a întâmplat deja asta, avem prima țară în lume, s-ar putea ca în 2022 să mai, vine, să mai vină o țară și ușor, ușor să se creeze un precedent. Acum vreau să vorbesc un pic despre Game, game Theory și despre cum, uh, cum Bitcoin Va ajunge să fie uh, un. O, să, să existe un FOMO extraordinar de Bitcoin pe partea de Bitcoin, și prețul Bitcoin să crească enorm de mult în perioada următoare. Când spun următoarea, în perioada următoare, nu mă refer la peste 2 zile, ci mă refer peste 2, 3, 4, 5 ani. Și aici există un exemplu foarte clar uh, exemplificat de John Cantrell. Alice are 100 de dolari, Bob are 60 de dolari. Și Carol are 25 de dolari. Prețul Bitcoin-ului este un dolar. Alice este cea mai bogată dintre, dintre cei 3. Um, e important să înțelegem că numărul de Bitcoin din circulație este fix și nu poate fi schimbat. Nu pot fi mai mult de 21 de milioane de Bitcoin în circulație. În exemplul nostru, Carol convertește averea ei de 25 de dolari în Bitcoin la prețul de. 1 dolar, adică ia 25 de bitcoin. Prețul bitcoinului crește la 3 dolari, de la 1 dolar. Bob vede că Carol a făcut a decis acest lucru și de, decide și el să convertească averea lui în bitcoin înainte ca Alice să o facă. Alice fiind cea mai bogată dintre cei 3. Și atunci Bob uh, reușește să convertească la prețul de 3 dolari 20 de bitcoin, adică din 60 de dolari a reușit să investească și să aibă 20 de bitcoin. Prețul Bitcoinului a crescut la 6 dolari. Alice ar vrea să facă, să comercializeze cu Bob și Carol, dar ei acum operează pe bitcoin, adică pe bit, standardul bitcoin. Alice este forțată să convertească și averea ei în Bitcoin, dar poate achiziționa doar 16 Bitcoin, adică cu acei 100 de dolari pe care avea Alice, a reușit să achiziționeze la prețul de 6 de dolari doar 16, dolari, do doar 16 Bitcoin. Prețul Bitcoin ajunge la 10 dolari. Înainte de hiperbitcoinizare aveam așa, Alice avea 100 de dolari, Bob avea 60 de dolari și Carol avea 25 de dolari. După, după hiperbitcoinizare avem așa, Alice are 16 bitcoin, Bob are 20 de bitcoin și Carol 25 de bitcoin. Deci, practic, Carol, care a intrat în acest joc înaintea tuturor și care avea cel mai puțin dolari, a ajuns să fie cel mai, cea mai bogată dintre cei trei. Carol fiind pe locul 1 la avere, având 25 de bitcoin. Bob, este care era uh, la mijloc a reușit să convertească, să aibă 20 de bitcoin și Alice ce mai săracă 16 bitcoin. Deci Carol în momentul de față are 250 de dolari, Bob 200 de dolari și Alice 160 de dolari. Totul a plecat exact pe dos. Alice fiind cea mai bogată avea 100 de dolari, Bob 60 de dolari și Carol 25 de dolari. Deci practic această um, game theory, acest exemplu ne arată cum țările, entitățile, companiile, persoanele operează și gândesc. Și o să ajungem într-o situație în care o să există o FOMO atât de mare pe partea de Bitcoin, încât nicio țară, nicio entitate, nicio companie, nicio persoană nu vrea să rămână pe din afară și să nu aibă, să nu aibă Bitcoin. Și încet, încet observăm acest lucru. Observăm cum microstrategii a acumulat o grămadă de Bitcoin, în ghilimele. Um, Grayscale, o altă companie. Um, avem prima țară care a, achiziționat, care a legalizat Bitcoin ca mijloc legal de, de, de plată și uh, acumulează Bitcoin, El Salvador. Și uite așa, ușor, ușor, începe să se întâmple ceea ce vedem aici. Dacă, de exemplu, un loc de... Alice, să zicem Alice este Statele Unite al Americii, Bob este Nu știu, o țară mai Joasă, Rusia să zic și Carol Este El Salvador, sunt șanse Ca în viitor El Salvador Să ajungă la nivel De avere de al a Țării să aibă Mai multă avere decât ceilalți Pentru că a fost prima Care și-a asumat riscul Și și-a convertit oarecum averea Nației în Bitcoin Și a legalizat, a încurajat indivizii țării să comercializeze și să, să, investească la rândul ei lor în, 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 Bitcoin. Și acest game theory pe care îl vedem noi aici este acum in, in play cu ceea ce se întâmplă la nivel de state, companii, indivizi. Așa că grăbește-te și tu, gândește -te pe termen lung, Acumulează cât poți, pentru că Bitcoin are doar 21 de milioane, maxim vor fi doar 21 de milioane în circulație și asta nu poate nimeni să schimbe. Și e foarte tare acest exemplu, îți recomand să, să îl cauți pe John și să-l să citești și tu. Și cam asta este pentru astăzi. Am vorbit 10 minute. Să vedem ce va se va întâmpla în perioada următoare cu Bitcoin. Sunt foarte curios săptămâna aceasta. Sper să avem încă un candle verde și să mergem mai departe spre, spre nord. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ne vedem mâine dimineața. Mai bine!